Europarlamentarul PPE UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, a susținut astăzi la Deva o conferință de presă. Unul dintre principalele puncte atinse de eurodeputat a fost acela al extracției de cărbune pentru producerea de energie. Winkler, opinând că România ar putea să schimbe optica în acest domeniu, țara noastră având în plan închiderea capacităților de exploatare până în anul 2030. Iuliu Winkler a mai menționat că există și soluții alternative, iar România ar trebui să ia o decizie în acest sens cât mai curând. Noi, sigur, avem obiective, noi România, obiective fixate în PNRR vis-a-vis de închiderea capacităților pe cărbune, dar avem și această nouă presiune și noile nevoi, deci va trebui să vedem exact care sunt deciziile potrivite. De prelungirea funcționării unor capacități pe lignit sau huilă și de prelungire a operării centralelor termice pe cărbune, sau de găsirea unor soluții alternative care sunt legate și de gazul din Marea Neagră, de gazul de pe platforma continentală și de energia nucleară. Deci sunt decizii foarte importante care trebuie luate în chiar săptămânile și lunile care urmează. Eurodeputatul PPE UDMR de Hunedoara a dat exemplul Germaniei și Austriei, țări dependente de gazul rusesc, a cărui furnizare poate fi întreruptă oricând, au decis să se întoarcă spre cărbune. Sigur că hotărârile luate în 2021 trebuie reconsiderate. Ritmul cu care mergem, viteza cu care merge implementarea acestui pact verde trebuie să fie reconsiderată. Avem nevoie de companii care să funcționeze, avem nevoie de economii care să păstreze locurile de muncă. Deciziile vor diferi de la stat la stat și vedem că avem o reîntoarcere la cărbune, atât la nivel global, dacă ne uităm ce se întâmplă pe piețele globale, dar și în Europa. Austria, Germania, state dependente de livrările de gaze rusești, care s-ar putea să se oprească peste 2 săptămâni sau peste 2 luni, dar există pericolul opririi livrărilor de gaze, se reîntorc către cărbune. Totodată, Winkler a mai precizat că acordurile de mediu din cadrul Uniunii Europene, adoptate anul trecut, nu mai sunt de actualitate în prezent, în condițiile multiplelor crize cu care se confruntă nu doar Europa, ci chiar întreaga lume. Ne aflăm într-o situație fără precedent și noi, politicienii, folosim foarte des această sintagmă, fără precedent, dar acum chiar ne aflăm într-o situație extrem de dificilă, pentru că acele obiective care în continuare sunt necesare de protecția mediului, de decarbonare, care trebuie să oprească schimbările climatice, intră în contradicție cu situația creată de războiul din Ucraina, de această criză energetică majoră și trebuie să spun din capul locului că nu este o criză energetică românească sau europeană, este o criză energetică globală. În această situație, criteriile sau prioritățile legate de competitivitate și de funcționarea industriei intră în contradicție cu ceea ce se întâmplă pe piața energetică, la prețul energiei și așa mai departe. Județul Hunedoara ar putea fi direct afectat de decizia României privind producția de cărbune. În Valea Jiului mai funcționează 4 mine, dintre care 2 sunt deja pe programul de închidere. În plus, termocentrala Paroșeni, care s-a modernizat și este la zi cu avizele de mediu, are sincope în funcționare tocmai din cauza lipsei de cărbune, iar cea de la Mintia s-a închis anul trecut din aceleași motive.